Hello. Bună! Am venit la cafea. Și eu râdeam de noi. Am venit să bem cafeaua. La ora 17. Am ieșit să vă arătăm un centru comercial. N-am mai vrut să vă arăt alte centre comerciale, alte mall-uri, dar acesta este un centru comercial foarte mișto. Este foarte mare, este făcut cu foarte mult bun gust și are și o poveste foarte interesantă. Așa că o să vă ducem acolo să vedeți și voi, pentru că am spus că merită de văzut. Mai așteptăm să mai golim puțin din borcanele astea de cafea. Și ne-am bucurat că am găsit Gloria Jeans, că ne săturasem așa de Starbucks. Dacă nu aveam încotro, continuam să ne luăm de la Starbucks, dar acum că am văzut Gloria Jeans, am început să venim aici. E o cafea foarte bună. Mie îmi place, Aline nu știu cât îi place. Nu am teți. Și N-are atunci îmi teds, ea place. e fan teds. Eu sunt fan teți, eu vreau teți. Și Malaezia nu găsești teți. E... Pentru că Ted's este brand 100% românesc. Da. Dar e bună, Gloria Jeans e bună și... e bun și Starbucks, dar îmi place mai mult Gloria. Starbucks mi se pare că e mai slab decât Gloria. Părerea mea. Ori eu, cum depinde și de fiecare. De gusturi. Da. Aici au o scanner din ăsta termal. Nu-ți mai ia temperatura cu termometru direct pe la frunte. Oh, sorry, sorry. Se luaseră de noi domnii de la fază că nu avem voie să filmăm, dar noi o să filmăm. V-am promis că vă arătăm acest loc, vi-l arătăm. Și... Hop, domnii de la fază, ascundem camera. Etaje ai spus că are? 7? 7 sau 8. Văd Da. parterul și 4 în sus. Da, mai sunt și în jos Deci e parcă 2. parterul și 4 în sus și 2 sau 3 în jos. Da. Hai să luăm pe aici. Ant, după aici, că aici e cu domnii de la fază. Pe acolo am intrat. Da. V-am spus că acest mall are o poveste interesantă. El a fost inaugurat în anul 2007. Dar partea interesantă e că înainte de acest mall, pe acest loc, se afla cea mai veche școală de fete de aici din Malaezia, care data din 1897. Și bazele acestei școli le-au pus englezii, bineînțeles, pentru că ei au fost prezenți aici, au colonizat și au făcut școala de fete. Iar în anul 2000, școala de fete și-a schimbat numele și a fost mutată, a fost relocată în altă parte. Școala se numea Bukit Bintang School, pentru că zona aceasta acum se numește Bukit Bintang. De aici avem și numele acestei zone, acestui cartier sau nici nu știu, am spus că sunt amețite rău aici, cartiere, județe, e foarte complicat și nu, n-am cum să le țin minte. Acest centru comercial are o suprafață comercială de 1.300.000 de metri pătrați. Vă dați seama, 1.300.000 de metri pătrați de spațiu de retail. Este imens.
Și aici se vede foarte frumos. Și ia să vedem, avem un etaj, 2, 3, 4, 5, 6 și mai jos sunt vreo 2 sau 3. Și avem aici paradisul fetelor. Parfumul. Da, Coco Chanel. Parfumul, machiaje. Machiaje. Alina, tu te machiezi? Nu, de obicei nu mă machiez. Sunt foarte multe magazine de make-up. Tentante. Nu vrei să ți le iei pe toate? Nu, dar nici nu trebuie să intru în magazin. Că, nu că sunt scumpe, sunt prețurile normale. Produsele își merită bani. Dar nu, intru ca să ce, să fac inimărea mai mult. Că, da, să mi-a cumpărat el 3 ruși. Mi-a ajuns. Dar nu te-ai cumpărat doar 3 ruși? Am luat și alte chestii, doar că... Ia zi tu, câte ți-ai luat tu ieri? Cum ai făcut tu ieri așa o aroganță și mai prins într-un magazin așa la înghesuială, m-ai lăsat pe afară să aștept și când ai ieșit cu de toate. Dar nu te-am lăsat eu pe afară să aștept, tu ai zis că aștepți afară. Păi ce să caut eu să intru cu tine în magazin de... Da, te-ai intrat la un moment dat. Păi aminteam că m-a invitat domnul de acolo. M-a văzut că nu mai pot de cald și s-a făcut milă de mine. Da, am găsit tot prin zona aceasta, pe unde este acest complex pavilion, puțin mai în spate, un magazin specializat pe make-up și aveau tot felul de nebunii. Aveau și oje clasice și oje semipermanente, dar m-am oprit la rojuri și da, am oprit și eu și am cumpărat. Ce-i drept, prețurile mult mai mici decât într-un magazin specializat de make-up dintr-un mall. Dar n-am apucat să folosesc nimic. M-am dat cu rimelul pe care mi l-am cumpărat. E unul bunicel. Văd că nu se ia chiar așa repede la apă. S-a dat cu toate. Și nu am dat încă cu toate. Asta încercam să le explic oamenilor, că nu le-am încercat, de fapt, să văd dacă sunt bune, dacă nu sunt bune, dacă... El arată foarte bine. A venit moșul, mă, e aici, da. Aici moșul când vine, ți le lasă sub palmier, da. Sub cocotier. Da, tot aș intra în Sephora. În Sephora găsesc Huda Beauty bun, e paleta aia nude de Huda Beauty. Da, pe care vreau să mi-o cumpăr. Da, mă mai gândesc la ea, că e cam măricică și bagajul meu e prea mare. Deja am separat hainele și m-am gândit așa la câteva să trimit acasă și la altele să renunț la ele definitiv. Da, păi o să facem în zilele următoare, o să facem un vlog. Uitați, acolo avem Nars. Dar după cum spuneam, o să facem un vlog și vreau să vă arătăm cât ne costă să trimitem acasă o parte din lucruri, pentru că am făcut așa un pic de ordine. I-am zis Alinei să intre tare de tot în haine și să lase pe aici ce nu mai avem nevoie. O să mai las. Din punctul meu de vedere, eu n-aveam nevoie decât de un tricou. Nu, o să mai am lăsat câteva tricouri și de ale lui. De fapt, o să trimit acasă, care are tricouri bune. Dar o să mai las din ale mele, nu de alta, dar am vreo două rochițe mai vechiuțe, adică de anul trecut, de care m-am plictisit și o să le trimit acasă. Nu le las pe aici, dar o să le trimit acasă, pentru că sunt în stare bună. De alta, dar vreau să cumpăr alte două rochițe mai lărguțe, ca astea pe care le-am eu sunt mulate pe corp. Și mi-e cam cald în ele. Oricum, s-au adunat undeva, am cântărit aseară, s-au adunat undeva la vreo 8-9 kg. Avem ceva. Da. Nu o să trimitem chiar tot. O parte le-am pus ca să nu le mai trimitem. Să le lăsăm aici, am căutat să le ducem undeva la un centru pentru persoane neajutorate. Nu am găsit nimic pe aici, nu știu.
Și așa, atunci o să le lăsăm într-o... lăsăm într-o pungă, ceva lângă zona unde se aruncă gunoi, nu știu, poate cineva vine și le vede în punga aia și le duce undeva. Da, adică sunt domn, poate... să le băgăm în coș, știi? Poate dăm de un domn, că am tot dat de oameni care stau practic pe stradă. Și totuși sunt, de exemplu, tricourile lui sunt tricouri care sunt în stare bună, nu sunt rupte, nu sunt pătate. Doar să nu-i dăm domnul, să-i dăm rochiței. Nu, că nu arunc rochițele, ți-am zis că te trimit acasă. Acum căutăm acel magazin de la DC Comics. Poate îmi găsesc și eu un tricou. L-a zăpăcit Alina să-și cumpere și el un tricou. M-a zăpăcit, da. E dacă Alina și-a avea trei? Păi, când te duci cu omul tău într-un magazin de haine și îți cumperi tu, nu două, trei produse și el nu cumpără nimic, te sus puțin aiurea, nu? Adică dacă ar fi vreodată să-mi scoată ochii, să-i scoșă lui ochii, ceva. Să zică, băi, Cezare. Nu mai vorbi tu, că și tu ți-ai luat. Nu mai zice tu, așa că și tu ți-ai luat un tricou. Și eu 3 și 400 de rujuri. Nu, mamă, ne glumim acum, dar... Păi totuși să-și cumpere și el ceva. Uite, l-am găsit. Uite, magazinul se află în direcția aceea. Pam, pam. Auzi, dar cum? Ah, o luăm pe acolo. Da. Până acolo... Haideți să mai vedem. Acesta este, aici este de copii. Da. Son Goku. Aici suntem la... Suntem la Son Goku acasă? Uite al magazin de copii. Mă feresc de domnii de la Paza că... Să nu mă pună să șterg ce am filmat. Ce drăguțe sunt hăinuțele de copii. Și cu mașina lui Batman. Aici trebuie să ne dăm datele, să ne ia temperatura. Chiar dacă ne-am dat datele când am intrat în mall, ne mai dăm încă o dată. Cam în fiecare magazin trebuie să facem la fel.
Hai că și pungile sunt frumoase. Da, mai am două acasă. La fel. Ia. Yeah. Sunt foarte drăguțe. Pungile. Mm-hmm. Hai să mergem către Tokyo Street. Este o zonă unde sunt foarte multe magazine japoneze. Și este așa un aer deosebit acolo. Totul de bambus, totul de... Da, trecută când am fost acolo, nu prea erau magazinele deschise și sperăm că acum să găsim ceva deschis. Da, poate avem noroc. Dar arăta foarte frumos. Uite, aici e reprezentanța de la ASICS. Da, și spuneam de aceste magazine tematice. Ar fi interesant să avem și noi. Și cred că ar avea, nu cred, cu siguranță ar avea succes. La noi găsește haine tematice așa, doar câteva prin alte magazine, prin magazine obișnuite. Dar nu există nimic dedicat. Sau, nu știu, cel puțin eu nu știu să avem un magazin dedicat Marvel sau DC Comics. Poate o fi, nu știu, o fi prin țară, prin altă parte, știți voi? Chiar să-mi spuneți și mie, dacă ați văzut. Spuneți-mi și mie. Intrăm în Japonia. Alina, te faci japoneză acum, japoneză. Magazinele. Cât de frumos este. Magazine cu bijuterii, magazine cu poșete. Gentuțe. Gentuțe. Uite ghiozdanele, tot felul de portofele. Uite, poșetuță pentru sticlă de apă. E special făcut. Okay. Ca asta, așa. Magazin cu avioane. Wow. E drăguțe astea. Uite și cu Bumblebee. Uh-huh. Când văd jucării... Când văd jucării, imediat îmi sar ochii. Hai, sunt pălării, pălărioare. Eu, în general, am probleme cu copiii. Și ce probleme cu copiii? Le fug jucăriile, să mă joc eu. Zic, ce vrei tu, jucării? Da, du-te și ia-ți tricouri, că îmi cumpăr eu jucării. Întotdeauna mi-au plăcut. Când eram mic... Magazin de cosmetice. Când eram mic, eram înnebunit după Lego și atunci nu era prea accesibil Lego. Găseam într-un singur loc. Se numea Romarta Copiilor și îmi strângeam bănuții pe luni de zile, ce mai îmi dădea și mie mamaie, ce mai primeam eu așa și de pe la mama și mi-i puneam deoparte acolo așa, câte un leu, câte doi și odată la câteva luni mă duceam și îmi luam Lego. Pe partea aia sunt restaurante. Mm-hmm. Un magazin? Da, acesta este un magazin cu chestii japoneze. Pe aici mai sunt câteva care sunt închise. Da. Bănuiesc că o să le dea drumul treptat. Aici este cu jocuri, nu? Da, dedicat pentru jocuri. Sony, Nintendo. Hainuțe? Bijuri? Uite, magazin dedicat pentru puzzle-uri. Wow. Da, foarte drăguț. Vrei să intri să uiți? Nu. No. Thank you. Ce tare. Uite, alt magazin dedicat pe ceva.
Acesta este pe puzzle. Și chiar și așa. Uite, din asta n-am mai văzut. Foarte tare, ce frumos e asta de aici. Dacă eu la aceste chestii am o problemă. Problema e că mă apuc de ele și la un moment dat le dau foc sau le arunc pe geam, că n-am răbdare. Ia uitați aici. Deci cauți puzzle, dau un magazin întreg. Ce frumos este asta. Uite, puzzle și cu Sailor Moon. Wow! Cam câte piese ar avea, de exemplu, tablouașul ăsta cu Sailor Moon? How much pieces does this have? 1,000 pieces? Yeah, 1,000 pieces. Good. M-am gândit la asta. Aha. Sunt very special de inside. Moses. Great. Chiar și pe ăsta e Son Goku, nu? Nu, e Naruto. There's something like this on the other inside. El e Son Goku. Sus Naruto. Și pe Pikachu. Uite-l pe Pikachu. Da, la partea asta sunt depășit cu Son Goku, Pikachu. Eu nu... Da, da, pe Sailor Moon e recunoscută. O știu, dar nu la fel. Nu, o știu așa, că era o nebunie. Ne-am pus măscuțele că ne-am întâlnit cu... poliția. Trei de la poliție. Da, și... De vorbă, și bineînțeles că m-am dus repede. Am intrat în ei așa, să-i întreb una alta. Și iar am stat de m-a uitat acolo pământul. I-am exasperat cu întrebările. Și update. Căutăm apartament în Cyberjaya. Avem voie să mergem în Cyberjaya, care este un oraș apropiat. Trebuie să folosim grebul și nu avem niciun fel de problemă. Așa că, din punctul ăsta de vedere, suntem fericiți că mergem să vedem și alt loc. Așa că o să vă țin la curent cu ceea ce găsesc. Și o să stăm probabil pe acolo cel puțin o săptămână. Aloc buget, Alina, aloc buget pentru restaurant. Am zis, s-a votat. Dar să vedem unde și ce găsim. Uite, dining loft. Aici este posibil să avem restaurantele. Aici vreau să întreb ceva. Ah, ba nu. Am crezut că e magazinul cu foto, dar nu e, e cu picturi. E poartă, cu pictură. Uite, o să mergem în acest loc. Am văzut meniul și ni se pare ok ceea ce oferă. Trebuie să stăm să ne ia temperatura. Vine și mâncarea. Trebuie să ne vină două supe la început, niște supe din alea, dar în miniatură. Iar eu mi-am luat așa. Haideți să vă arăt ce, să vă spun ce conține. Avem orez gătit în lapte de cocos și lângă el pui în sos curry. Și Alina și-a luat un nu știu cum îi zice. Mai știi cum îi zice? E, nu, denumirea nu. Eu mi-am luat pulpă cu orez, frate. Pulpă de pui cu orez. Pulpă de pui cu orez și supă. Da. Că supa asta e demențială. Am cerut un mojito, dar mi-a zis că nu are alcool. Și l-am dat retur. Nu accept. Păi, mojito fără alcool nu e mojito.
Iar Alina și-a luat acel mojito și să vedem, chiar sunt curios cum e. L-am luat, că o să aibă gust de limonadă și mi-mi place limonadă. Iar eu mi-am luat o mare nucă de cocos. Așa, ca pe plajă. Bine, de acolo. Da. Uite-o aici la rece. Gata, i-a sosit băutura, i-a sosit mojito fără alcool. Puteți să credeți așa ceva? Ia. Este cu gheață pisat. Are gust de mojito? Are gust de mojito, poți să juc că are gust de mojito, dar că nu se simte alcool. Dar are gust de mojito. Și mie ce adică mi-a venit? Mie limonadă. Mie ce mi-a venit? Nuca de cocos. Lingură de ce am înăuntru? Să mănânc cocos? Posibil că ți-au pus gheață pisată și să amesteci mai bine. Are gust bun, rece. Se simte menta. Era doar de o băutură din asta. Eu nu pot să accept așa ceva. Eu pot. Nu pot să accept mojito fără alcool. Pur și simplu nu există. Thank you. Cât ai porție ai venit, Alina? E pentru mine sau pentru tine? Asta este pentru... Cred că e pentru mine, că pentru e pentru tine. Nu! Hai să mai așteptăm. Tu ai cerut pulpa aia de pui. Asta... Ia vezi, e pulpă? Nu știu exact. Da. Iată e. Că avea și ouă ta, nu? Da. A mea nu avea. Bun, perfect. Arată bine. Arde foarte bine și mi se pare că e cam mult. Nu știu cam să fie. And for me. For nu me, yes. Să fie așa mare porțiile. Să fie așa mare porțiile. Ok, here. Thank you. Și a venit și la mine. Aici am niște creveți. Într-o salată de creveți cu ceapă, niște sos. Mi-e frică să nu fie fierbinte. Vreau să încerc. Nu le deranja tacâmurile. Foarte bun ăsta. Gustos? Mm-hmm. Bun. Vă bag și eu pe mâncat și revenim cu update. Între timp au venit și supele în miniatură. După cum vedeți, lingura este... Lingura este cât cănuța asta de supă, dar este foarte gustoasă. Ei mănâncă supă așa, frate, pe mic, în partea alaltă jos. Pe mine m-am învățat, când mă duc să comand acolo, îmi pun supă într-un bol, ca pentru mine, așa, mare. Din câte am înțeles eu, supa asta este fix pentru orez, să o mănânci așa cu lingura. Orez, e orez în lingură, puțină supă și e mâncat. Eu o să mănânc ca atare. E gustoasă? E demențială. Da? Deci cât de bună e asta? E mult mai bună ca cea de jos. Cred că dacă e așa de bună și îmi place, o să o fac pe aia românească și mă duc să mai cer. Am făcut o alegere bună cu acest loc. Este mâncarea, am rămas fără cuvinte, are un gust și orezul, e așa de aromat. Am avut și niște, deci în porția asta de aici, asta încă nu l-am încercat, am avut aici niște legume și niște peștișori uscați așa micuți, habar n-am ce erau, foarte bun la gust. Uite, ți-am dat și eu sălățică. Încă n-am ajuns la pui, cu? Asta e salată cu creveți. Și aici, uite, o să o încerc acum pe asta, să vedem ce e. Deci ceva alune, nu știu ce sunt astea. Trebuie să vă zic ce e aici. Ce să nu fie picant? Nu e picant, e foarte aromat. Nu-mi dau seama nici. A, ba da, acum vine și picantul, dar nu e. Încearcă și pe asta, să le spui și lor cum este. Asta este? Aici sunt niște șuvițe de carne de vită. Nu-i bine? It's okay. Thank you.
Spune-mi, te rog, mie. Da. Este vită și la fel, o aromă deosebită. Aici fiecare chestie are alte explozii de arome. Supa e aromată, orezul e aromat, puiul e aromat, sosurile, absolut orice. Și acum mi-am dat seama că noi mâncăm pe foaie de banan, pe frunze de banan. Da, hai că am gătit și noi așa, în regalia, nu? Tot aici când am venit, da, în regalia am gătit. Când am făcut coronele. Când am făcut coronele, da. Dacă nu ați văzut clipul cu ce am gătit noi, o să vă pun un link sus în descriere, să vă uitați ce idee am avut și ce a ieșit. Am făcut ceva cu mango atunci, un pui cu mango, a ieșit mango bine. Mango și caju. Da, foarte bine. Foarte bună mâncarea. Destul de consistent, destul de mult. Sunt full. Am făcut plinul. Și câte ceasuri sunt? E 7:20. O să coborâm până la magazin aici jos. O să mai iau eu o sticlă de suc. Și eu apă. Nu mai am apă. Și plecăm către casă. O să editez vlogul de vlogul acesta și mă apuc să caut cazare pentru data de 16 când plecăm de aici. Și o să mă uit în Cyber Jaya. Este un oraș în apropiere și sperăm să găsim o cazare bună la raport calitate-preț. Ce o să mai facem noi zilele astea pe aici? O să trebuiască, după cum v-am spus mai devreme, să ajungem la un serviciu de curierat sau serviciu poștal. Să punem coletul pentru acasă. It is now time for breaking of fast. We wish our sweet shoppers, Silman Mabuka Wasa, and have a nice evening. Thank you. Cred că ne trimit acasă. Da. Uite câtă lume e în acest restaurant. E semn bun. Magazinul este în spate. Aici, la acest nivel, am mâncat zilele acestea, undeva mai în spate. V-am arătat acolo acea zonă de mâncat, unde găsești mâncare din toate colțurile lumii. Bombonele, înghețățele. Ce ai luat acolo? Două topuri. Asta e cu cappuccino, asta nu știu ce. Să ne spune și nouă ce părere aveți despre acest centru comercial, mall, cum vreți să-i spuneți. Pe noi ne-a impresionat și am vrut să vă transmitem acest lucru și vouă, să vedeți cât de frumos este și elegant. Elegant și foarte mare, pentru da. Că... Imens, imens. E imens. Chiar țin să menționez că nu v-am plimbat prin tot mall-ul. Da, mai... Pentru că e foarte mare și durează. Mai era. Am vrut doar așa, să-l vedeți înăuntru, cum se prezintă, nu să vă ducem acum să vă arătăm magazin cu magazin, că nu avea rost. V-am fi plictisit. Da, clar că vă plictiseam. Și așa am fost... Nu eram sigur dacă să fac acest vlog, pentru că am avut foarte multe vloguri din mall-uri, dar aici, asta e, sunt peste tot, la tot pasul. Însă, am zis, trebuie neapărat că e altceva, arată altfel, alt nivel. Bine, vă salutăm și ne vedem mâine, cred, să vedem cum trimitem coletul din Malaezia în România. O să vedem costuri și cum îl trimitem, cu avionul,
cu vaporul. E vreun maleis cu ghiozdan în spate care se duce până în România. Vedem mâine. Pa, pa! V-am pupat. Și dacă nu v-ați abonat încă, noi o să vă rugăm să vă abonați la canalul nostru, să apăsați și clopoțelul pentru notificări, să ne urmăriți pe Instagram, Caesar Show. Și avem și pagina de Facebook, la fel se numește. Avem și pagina de Facebook? Normal, de ce te miri? Wow, acum nu, acum era reclamă. Ta-da-da-da. Avem și pagina de Facebook, tot Caesar Show, tot exact. Caesar Show. Like, subscribe, follow și tot ce se mai poate. V-am pupat, să aveți o seară frumoasă și liniștită. Pa!